spun că sunt în acest moment un antrenor fericit. Mă pun în situația lui Cristiano Bergoni, în situație plăcută, îmi pare rău pentru el, dar sigur vreau să-mi felicit, să le mulțumesc și în primul rând suporterilor care au venit să ne susțină, să-mi felicit jucătorii că am reușit să întoarcem un rezultat cu echipă bună, echipă care joacă fotbal, cu un public extraordinar. Am avut acea tărie de caracter, încredere mai că putem să scoatem un rezultat bun și n-am abandonat lupta, ceea ce este foarte important. Asta înseamnă că ai calitate fotbalistică și ai jucători cu multă experiență, așa cum ați văzut și noastră. Ați reușit să opriți această serie a rapidului de 13 meciuri la rândul fără înfrângere. Credeți la 2-0 că puteți să întoarceți? Greu să crez în momentul în care, sigur, noi am început rău cu un sistem 4-3-1-2, pentru că am vrut noi să începem foarte tare acest joc, să nu-i lăsăm să construiască, să vină peste noi, să-și creeze ocazia la începutul de joc, pentru că încălzesc publicul, dai ritm, încredere și joacă foarte bine echipa cu jucători care au calitate. Ne-am creat acele 2-3 situații, n-am reușit să înscriem, a venit acel gol, după care, sigur, și al doilea și mi-a fost foarte, foarte greu să gestionez. Ne-a dat moral acel gol important înainte de pauză. Am intrat cu un alt moral și cu altă încredere în vestiar. Am schimbat sistemul de joc, am trecut la cel sistem clasic al nostru 4-2-3-1 și locul a funcționat destul de bine, a doua repriză. Cum e să amintiți pe stadionul pe care ieși de două ori campion al României? Am spus, ești un antrenor fericit. Pentru că nici noi nu aveam multe puncte, nu suntem într-o situație foarte, foarte bună. Suntem o echipă de construcție, încercăm să construim o echipă bună. Anul acesta, sigur, avem niște obiective, nu foarte îndrăznețe, dar mai, să zic așa, mai ambițioase decât anul trecut. Și vrem anul acesta să creăm așa un grup, o echipă frumoasă, iar la anul să ne fixăm obiectiv, știu eu, în primele 6. Mi s-a spus despre ședința de la pauză, am vrea să știm și noi cum se motivează cu echipul în fața virusului. Cum a redus ședința de la N-a fost nici foarte aprinsă. Sunt jucători pe care îi respect foarte mult, nu-mi permit să urlu, să îi jignesc, nu există așa ceva în vestiarul nostru, dar sigur, trebuie să avem mai mult curaj, mai multă încredere, că e posibil să întoarcem rezultatul. Repet, a fost acel gol venit exact când trebuia și la fel avem nevoie să fim o echipă mult mai compactă, mult mai grupată, scurtă, da? Să putem recupera, pentru că jucau foarte rapid. La fel, atacantul lor nu stătea între fundaș și central și reușea să facă spectate mai decât în zona centrală, la mijlocul terenului. Și am reușit să rămânem destul de compacți, jucăm mai defensiv un pic, pentru că un pic, sigur, am exagerat, mai ales la început, și am reușit totuși să ne creăm destul de multe ocazii pentru un joc în deplasare și pentru un joc cu Rapid. Credeți că Rapid și Cluj se mai întâlnesc în acest sezon competițional de 2 sau de 3 ori? Ar fi foarte bine, vedem. Ar fi prea frumos să întâmple anul acesta, dar noi nu refuzăm să va întâmpla lucrul acesta. Are o Cluj echipă de play-off? Nu știu dacă are echipa, are jucătoare. Nu știu dacă are echipa în momentul de față. Încă mai avem foarte mult de lucru, avem nevoie de omogenitate, avem nevoie ca jucătorii care vin să ajungă la un nivel bun de pregătire, pentru că mulți dintre ei au venit destul de târziu. De cum a fost și astăzi, a fost nevoie să-l schimb pe Marco, avem 4 jucători centrale, trebuie să facă acea schimbare. Nu ușor de acceptat o astfel de schimbare într-un astfel de moment, la vârsta lui. Dar eu trebuie să mă gândesc la echipă și la rezultatele echipei. Dar să vă spuneați, chiar și după meciul cu Petrolul Ploiești, aveți cele mai multe pretenții de la anumiti jucători și la dominația tot și pe Griezmann. Se încadrează și Marco Fossati la această categorie care, nu știu, oarecum se află pe picior de plecare? Eu am acești jucători, sunt jucători care i-am adus să vină cu un plus valoare la ce înseamnă această echipă. Este adevărat că sunt și niște motive, obiective până la urmă, că Fossati n-a mai jucat din mai,
a venit, s-a început pregătirea, am încercat să chiar și să-l folosesc la meciul de cupă cu Steaua, după care s-a accidentat și iarăși a pierdut pregătirea. Cum încet, încet a revenit, am fost nevoit să-l schimb la Manu, la Elvis, la fel și el în momentul de față încă nu are un ritm susținut, jocuri, vrei să-i dai jocuri, dar sigur nu ești într-o situație care să-ți permiți, în primul rând, să-i ajuți pe ei, să ajuți echipa. Dar nu trebuie să obținem rezultate și o să folosesc acei jucători care au încredere în toți, dar nu pot să-i folosesc pe toți. Ați spus că Bucurici are jucători de play-off, Rapidul are echipă de titlu? Da, eu zic că are. Are echipa și un antrenor care poate să duce. E un antrenor foarte bine pregătit, Cristian, multă experiență, cu personalitate, echipa arată foarte bine. Și în seara asta arată. Și în seara asta arată foarte bine. Dar noi, a doua repriză, am arătat mai bine ca ei. Domnule, să vă gândim mai. Asta e adevăr, nu? Dar cu ce a surprins? Cel de contraatacă foarte rapide, cu acești jucători care au reușit să știu să dea ultima pasă acum unde trebuie. Da? Și calitate, pentru că și am jucători care au calitate. Și am jucători foarte buni. Am spus, avem jucători foarte buni, jucători care au valoare. S-au demonstrat astăzi, dar ca să creezi o echipă competitivă, ai nevoie de timp, niște relații de joc, niște automatisme, să știu eu, un sistem de joc pe care să-l folosești mereu, în tot schimb, în funcție de nivelul lor de pregătire. Dacă ai jucători suspendați, dacă ai jucători accidentați, tot timpul să te adaptezi la ce ai. Domnule Săboc, pe mine m-a surprins ați introdus pe Alexandru Șuciu în poziția de fundașă, asta fiind un jucător de trabaliu, practic, la scopăză de poziție, ușor mai de casă? Nu, pentru că noi am studiat foarte bine adversarul și știam ce pot eu să fac și ce poate rapid. Deci el era în acel moment cel mai potrivit să face fundașă. În sistemul pe care eu l-am ales să joc, 4-3 mutare.